Siria a acuzat Israelul că i-a bombardat pe parcursul nopții cu rachete unul dintre porturi. Bombardamentul ar fi vizat mai multe containere din portul Latakia, frecvent folosit și de forțele ruse din Siria. Mai multe explozii au putut fi auzite în portul Latakia pe parcursul nopții. Potrivit părții siriene, acestea ar fi fost cauzate de rachete trase de aviația israeliană de deasupra Mării Negre și care au vizat o zonă cu containere din port. Apărarea antiaeriană siriană a fost pusă în funcțiune, însă aceasta ar fi reușit să intercepteze doar o parte a rachetelor. În urma incidentului a izbucnit un incendiu care a distrus și alte containere din port, însă nu au fost raportate victime. Portul Latakia este frecvent utilizat de forțele ruse din Siria, în apropiere aflându-se și o bază militară rusă.